Salutare și bine ați venit la un nou episod, sunt de pe serverul Wanta pe România Roleplay. Vă aștept și pe voi. Noi astăzi o să facem un episod mai special în care, după cum am văzut și pe Facebook, Instagram și pe de toate chestiile, toate site-urile astea de socializare, uitați că e o problemă. Din cât am înțeles, Top Bully România este o pagină în care mulți copii, multe videoclipuri sunt acolo, poze cu copii, poze cu de toate și am zis că hai să facem ceva, poate vă atrage și vouă atenția. Am să pun, cred că și iconii, avatarul de la ei, gen Facebook-ul, eu știu, poate vedem cum va fi. Noi acum o să vedeți în episod ce se va întâmpla, acesta este un pamflet, mai mult pamflet, mă scuzați, decât e ceva ce s-a întâmplat în viața reală și vreau să nu se mai repete, frate, pentru că deja toată lumea, copii agresați de alți copii și tot la fel. Ce ar trebui să faci când ești agresat? Să începi, să suni la poliție, vorbești cu părinții și asta vorbim serios. Acesta nu e un episod de glume. Să suni la poliție, să suni părinții, poate ei te pot ajuta la școala unde ești tu, ce te ajută mai bine, directorii, vedem. Hai să începem, ne scoatem repede geanta și începem să plecăm către școală. Am un mers de... Noi să avem un episod mai special. Multă vizionare plăcută. S-ar împica eu cum mă lipit de picior. Ai avut colegi noi, ceva? Hai mai repede, că sar un pic, sar un pic. Da. Să puștim, ai o gumă. A, cred că îmi dau o lipitieră, iau să-mi păcă. Da, dar și un băiat vagabond, ce... Na. Hai că avem sport, tu sorioară. Haide. Faci pisi. Hai mai repede. Alo, pisi. Băi, lasă-o, bă, pace, ce-ai cu ea? Ce se întâmplă aici, mă? Ce-i înghiuzanul ăla, hai. Ce se întâmplă aici? Hai să scot repede telefonul. Băi, lasă-o pace pe șurioară. Bă, tu nu comenta, ai auzit? Scoate tot ce aveți acolo în ghiuzdare. Lasă-l în pace! Băi, lasă-l în pace! Mamă, ce se întâmplă acolo? Dă-i tare! Mamă, ce i-a dat la mea? Alo! A venit poliția, bă, nu se poate. A venit poliția. Ma. Alo. Mamă, cum am văzut asta pe Facebook. Mamă, trebuie să pun și pe Instagram. Unul care filmați, cu fața aici. N-am făcut nimic, șefă, n-am făcut nimic. Alo, domnilor, haideți. Domnule, ne cerem scuze, domnule. Ar trebui... Haideți, mergeți! Măi, ar trebui cumva suna la ambulanță. Stați aici! Aici, stați! Stai să sună un echipaj. Mai bine nu mă băgăm. Și agresori. Am un copil mic și... chema și ambulanță, vă rog. Mai bine stăm fără să fac nimic, nu cred. Mai bine nu participă la așa ceva. Deci, uitați-vă, băieți, ce se poate ajunge. Am vrut doar să le luăm banii, dar au ripostat asupra noastră. Acesta este doar un exemplu. Am vrut să ne bată. Să nu faceți așa ceva, să nu participați. Să nu faceți ce am făcut eu aici. Mai pe scurt. Și medicul. Stați aici. Domnul meu, dar de ce v-ați luat de fata aia? Adevărat, de ce v-ați luat? Mamă, a venit poliția. A venit colegul. N-am vrut să iasă chiar așa de rău. Acești trei oameni au ripostat cu cuțite și cu bastoane asupra celor doi, în față. Unde ce oameni au ripostat cu cuțite? Eu nu m-am filmat, Doar ar filmat. Eu n-am. Vă rog frumos, nu mă bate, nu faceți nimic dacă vă rog frumos. Să las arma mașină. Deci, colegul, explicăm.
cine s-a bătut? Hai să punem cătușele. Dar cine s-au bătut? Ăștia trei. Toți trei s-au bătut? Eu n-am nimic, eu abia am venit de acum. Da, și dumneavoastră, ridicați-vă, vă rog. Ia, ridică-te în picioare. Da, domnule, vă rog frumos să mă iertați, domnule, nu se iasă chiar așa, a venit tatăl. Ce ai făcut, Mitică? Au, 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 au. Te rog, mai încet, mai încet. Ce se va întâmpla cu copilul? Nu. Ce se va întâmpla cu copilul? Așa, și lasă-mă ușor jos. Stai, că nu răspund colegii, trebuie să sun de pe tine. Ah, o venit. Ușor. Ce s-a întâmplat cu Mitical? Hai! Bună vă ziua! Vă rog, repede! Ce s-a întâmplat? La domnul, ziua, aici! Bună... Băi, domnul, Mișor. Cămaș albastră, lasă mâinile ușor jos! Cătușează-l direct! Mamă, dar nu... Bă... Bă, a murit copilul? Sau ce s-a întâmplat cu el? Nu știm, colegul ce-a pățit? În stare gravă a pățit ceva? O duc să duc trusa de prim ajutor? Zic să duceți la spital. Repede, adu trusa. Imediat, imediat. Mai multă vorbă, mai multă da, vorbă. Da, domne, hai să vorbim aici. Mai multă vorbă, medicul. Mamă, băi, mă mâncat pe mine undeva să filmez, frate. Mamă, mă ia, mă... Pum, vine stremură, ești nebun la cap. Pornește. Dați-vă din față. Hai, pornește. Hai că l-am conectat la aparat până atunci. Mai verifică-i pulsul. Încearcă să ajungi cât mai repede, că mi-a scăzut pulsul. Nu pot mai repede! Colegul? Da? I-a scăzut de tot pulsul. E... zero. Nu! Hai mă încă un pic! Conectează... fă-i electroșocul. Acum îl iau. E ultima șansă. Repede! Una. Răspunde. Răspunde, dar pulsul îi tot scade. Băga mea și... Ei de... Unii ce sunt. Cred că trebuie să mergem la spitalul din Sandy. Nu mai are rost, îl pierdem dacă mergem și la spitalul. La Pincius! Acum, hai că l-am luat în spate. Hai că l-am luat. Haide repede. Mamă, eram problemele cu acele. Pe unde o luăm? Hai repede, că nu mă știu unde să mai iau. Hai că l-am luat eu. Rapid! Hai că țin targa. Mamă, trițăr, familia, nici n-am apucat să mă îmbrac în medic. N-ai de să face misiunea și după îmbrăcămintea. Mamă, să nu-l pierdem. Unde-i ușa asta, tâmpinii asta de ăștia care au construit spitalul ăsta? Aici? Dumnezeu, lui de spital. Unde e? Hai pe jos, nu-l vezi. Perfuzia. Nu, că s-o iau acum. Unde-i perfuzia aia? Perfuzia ta.
Hai că le pun aici acum. L-am pierdut. Adică l-ai pierdut? A murit. Cum? N-a răspuns la injecția de adrenalină. Nu se poate. Vreți un copil atât de mic. A viața în față. Îți dai seama. Hai sus. Trebuie să-l ducem la... morgă? Morgă. Îl iei tu? Îl iau eu? Îl iau eu. Ia-l. Nu pe mine, idiotule! Nu pe mine! Păi, dă-te! Unde-i morga? Nu știu, nu mai gândesc nimic. Nu mai găsesc cuvintele cum trebuie. Nu merge liftul. Când a mers liftul ăsta? Întrebarea întrebătoare. Hai pe aici. Bun, hai că acum... Înăuntru. Am înțeles. Băi, nu pot să cred, nu pot să cred de ce s-a întâmplat chestia asta, deoarece eu stăteam numai și filmam, deci eu pur și simplu nu am nimic, nu am nimic cu chestia asta. Ce ai făcut? Ce ai făcut băiatul meu? Pare rău, n-am vrut să fac asta, n-am vrut să iasă nici aia, eu doar am vrut să fac o glumă cu fata aia. E o glumă, dar nu știu ce s-a întâmplat cu copilul, ești conștient că dacă l-ai omorât, o să l-ai pe toată viața ta? Așa este, îmi pare rău pentru ce am făcut, regret amarnic. Și mi-e pare că am stat și am filmat. Adică nu știu ce pedeapsă să o luăm amândoi acum. Nu știu ce o să zică tata despre treaba asta. Ce o să zică tata? Ce o să zică ăla din față? Jandarmul când o să ne vadă. Mai bine la față. Îți dai seama că noi acum cum ajungem la poliție? Terminat. Cam așa e, cam așa la toată lumea. Oare ce să-mi fac? Ce crezi că o să pățesc? Nu știu, pușcărie pe viață. Pe lângă asta, poate oricore. Ce vârstă ai? Câți ani ai? 14 ani. Înseamnă că te-ai scos, ai ceva. Nu știu, trebuie să ne întrebăm pe domnul polițist ce se va întâmpla cu noi. Dacă eu am filmat și tu ai făcut, tu împreună cu prietenul tău, nu știu ce va fi. A fost o greșeală, n-am vrut să fac asta. Da, cam așa la toată lumea. N-a vrut până l-a făcut. Hai, colegul, să-i scoate. Băi... eu chestia un pic cam adevărat ce se întâmplă aici în acest videoclip. Și... colegul, dă-te mai încolo! De asta zic că încercați să nu faceți chestia aia. Deci încercați să nu faceți. Haideți, domnul. Dacă am rămas aici. Du-te după colegul, că scoate. Domnul polițist, nu, ce se va întâmpla cu noi? De 3000 amendă pe care dacă nu sunteți majorul să plătească părinții. Ok. Păi și dacă nu ne permite să plătim? Închisoare pe viață? Da. Dacă copilul este mort, nu știu. Păi ok. Păi nu e ok, că ai omorât un copil, imbecil. Nu, am zis că... Nu eu, ăla din față, eu n-am făcut nimic, eu nu m-am filmat. N-am făcut nimic, am colegul. Recunosc vina, eu am vrut să pun numai pe Facebook. Nu puteți să sunați doctorița care a fost, care a venit după el, să vedem? Da, o să vină. Ce mi-ai făcut o tată mie? Băi, nu, amândoi, unul în cealaltă. Lasă, stăm unul lângă altul. Nu, lasă. Stăm unul lângă altul. Bine, hai, intră aici. Eu aș mai mult aș prefera stau lângă el, în caz dacă mi se scoate cătușele. Hai aici.
intrat acolo în capăt. Așa. Colegul, tu te bași cu ei în cel, eu stau afară, dacă ai nevoie de ajutor, mă spui. Nu se vede, doamna medie. Domnul polițist, vă rog frumos, nu ne bateți. Ce scuze, n-am vrut să fac așa ceva, domnul polițist. Sunați, vă rog, după doamna medic, ce s-a întâmplat cu copilul? Acum o să vină, cred. Mamă, dacă l-a murit ăsta, îți dai seama că intrăm toți la pușcărie. Mai ales dacă îl prinde și pe celălalt. Doamna medic. Cred că mă omoară tata pentru ce am făcut. Cred că ne omoară pe amândoi, nu numai pe mine sau pe tine. Nu ai nicio vină, eu îți dă vină. Eu am filmat. Cu-s complice. La... Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Bună ziua, bună ziua. Unde este tatăl copilului? Nu știu unde e. Puteți spune, vă rog, ce s-a întâmplat cu copilul? A, din păcate... Mai vorbesc eu că e frică mai mult. Nu știu tu, te rog. Copilul a decedat. Vă place, mă? Ce-ați făcut? Ai auzit? Care a dat cu cuțitul? El, din dreapta. Mă, ce i-a dat una? Gata, colegul. Nu pot să cred. Ce mor copii, mă? Ce ți s-a părut amuzant la faptul ăsta? Spune și mie. Ce te-a făcut să simți că nevoia să-ți dai cu cuțitul? Am vrut să fac o glumă. Ai vrut să faci o glumă cu cuțitul? Mi-a scăpat că a fost agresat de către sora lui și a dat în mine și atunci m-a speriat și am dat. Ce agresat, mă? Nu mai minți atât, mă, că tu cu celălalt v-ați luat de ea. Da, de ce minți? De ce minți, domne? Tu cum te-ai simțit, mă, să fii mai mic? Să vină unul de 18 ani, sau cât să n-ai tu, să vină să-ți dea cuțitul în tine sau să-ți bată. Cum te simți? Și-a făcut și alții și de mine și pare rău pentru asta. Aha, ridicați-vă în picioare. S-au bătut și alții joc de tine și tu trebuie să omori copii, nu? Hai, ieși din celulă. Mă, îmi și imaginez la părinții acum, își vedem vestea despre fiul lor. Da. Și unde ne duceți acum? Prin spate, colegul, nu? Unde ne duceți acum? În birou, mergeți pe el. Ok. Salut, colegul. Salut. Doamna medic, spui că a murit? Cum să vă spun, da. Și-a pierdut viața în autovehic. Noi mergem pe aici? Păi acolo sunt azi. Mă, băi, chiar... Dar aici-s birourile, sau unde? Pe aici. Stai puțin să... ne spun. Am primit cum... Copilul dumneavoastră... Pe aici, pe aici. Pe aici? Murit. Sau unde? Aici, în birourile ăsta, nu? Da, bagă aici. Hai că trebuie să vedem. Aoleu, domnilor. A făcut o hemoragie internă. Nu știu de adrenalină lor a criminale! Ești un criminal! Ați auzit pe ce se poate întâmpla? Băi, tomură bătaie când te prind, ai înțeles? Haideți, vă rugăm frumos să nu-l mai amenințați. Gata, domnul, gata, vă rugăm. Asta se poate întâmpla când... Și scuzați-mă. Oriunde, într-un birou, eu știu. Aici, e ok, în birou. Stai așa să mă așez. Intrați pe rând, vă rog, că ușa e doar de o persoană. Hai să stăm pe undeva pe aici. Bun. Cu ce vreți să începem la copil ce a pățit încă după ce a fost înjunghiat? Spune-ți-ne, domnul medic, ce ați constatat la autopsie? Ok. A fost înjunghiat de 3 ori. În zona inimii. A făcut, din păcate, o hemoragie internă. În drum spre spital l-am pierdut, numai că l-am putut salva. La spital, când i-am făcut injecția de adrenalină, a făcut o hemoragie internă și a murit pe loc. De la înguțit, n-a mai fost șansă, s-a putut ajunge la așa ceva. Colegu! Zot. Doamna. Doamne, medic, lasă-mi pare seama. Nu, domne, eu m-am rămas cu citește drogă după... Citește tu, te rog frumos.
Haide. Aveți o sticlă de apă prin birou? Bun, domnul care a comis crima va fi sancționat cu amendă în valoare de 35.000 de lei. Mamă, ce... penal, asaltul cu o armă mortală se sancționează cu 20.000 și crima cu 15.000. În total 40 de ani de închisoare, judecătorul va decide dacă veți putea fi eliberat condiționat sau nu. Deși eu nu prea cred, deoarece ați murit un copil până la urmă, nici măcar nu era un major. Nu că ar conta asta foarte mult, dar... Da. Așa. Acum aș ruga domnii medici să spună cam ce se poate întâmpla dacă omori sau dacă înjunghi un copil sau un orice altul. Se poate ajunge la anumite cauze. De aia niciodată nu trebuie, indiferent de situație, sau să vă bateți joc de anumiți copii, pentru că ei nu v-au greșit cu nimic. Și se poate ajunge și la treaba asta, un copil să moară și voi să pățiți anumite chestii doar dintr-o simplă glumă. Înțeleg alte glume, dar nu glume cu bătaie. Așa, acum domnul care a filmat, dumneavoastră veți fi sancționat cu o complicitate la crimă, care se sancționează cu 20.000 de lei și cu 200 de milioane. De cât poftim? 20 de ani de închisoare. 20 de ani. Deci mai puțin ca domnul, dar tot nu foarte puțin. Și aici se va decide în instanță dacă veți putea fi liberat condiționat sau pe bună purtare. Dacă nu, trebuie să vă să pășiți pedeapsa de 20 de ani. Am înțeles. Părinții voștri? Păi tata e plecat în străinătate. Mama? Mama nu mai am mamă. Tu? Din păcate. Cel care a făcut crima. Părinții tăi. N-am decât tata care e săracul. Este agent de pază la o firmă de pază și... Mama săracă a decedat mai de mult timp. Dar, din păcate, anturajul m-a dus și m-a împins să fiu în halul ăsta. Și cer scuze și îmi pare rău. Atâta timp cât regulan și am avut mai probleme cu legea. Probabil că mai devreme sau mai târziu tot aici se ajungea. Și regret faptele mele și îmi pare rău pe cea. Și crezi că cu scuzele rezolvi ceva? Nu mai am ce drept acum, îmi pare rău. Nenorocitule, o să ajungi tu cu mama ta. Domnule, vă rog să vă opriți cu amenințările, ca să le ajunge și dumneavoastră în acest loc. Deci ați văzut unde se poate ajunge? Acum să spunem ce zice. Nu puteți rezolva nimic, trebuie să vă ispășiți pedeapsa. Și mai bun lucru pe care puteți face acum e să sperați că părinții copilului vă pot ierta. La o crimă i-am luat copilul, nu știu dacă putem, dacă se poate ierta. Păi eu știu, trebați pe părinți. Da, vă rog să mă iertați, regret, vă rog să mă iertați. Niciodată vei plăti. Eu nu înțeleg cum vă puteți uita în ochii părinților. Tocmai cum pot. Zice ca, ca ei să vorbească în altă, în altă cameră, un pic mai încolo. Să-i lăsăm singur. Da, da, da. Vă rog frumos părinții să plecați până dincolo. Da, băieți. Deci ați văzut ce se poate întâmpla din cauza unui joc mic, din cauza unui să-ți bagi joc de cineva. Prin acest videoclip aș dori să-l mulțumesc persoanele care sunt prezente, medici, am să las și acolo la final numele lor și tot, polițiștii care au fost aici, ce? Omul, aș dori să... S-a auzit un foc de armă. Nu o să mai întâmple chestia asta, să nu, sper să nu fie, să nu se mai apeleze la chestii de genul, deoarece pur și simplu... Nu e frumos ce se întâmplă, vedeți, a murit un copil din cauza jocului, în ghilimele zis. Deci, chestia asta probabil nu e făcută chiar de profesioniști, dar a fost încercată. Este un mesaj pe care vrem să-l transmitem fiecare. Nu vă mai bateți copii. Dacă aveți probleme, sunați la poliție mai repede. Dacă nu apucați să sunați la poliție, fugiți până găsiți un adult. Poți să taci un pic, dacă te rog?
să găsiți un adult ca să să-i cereți repede ajutorul, să-i spuneți că domnul meu am nevoie de ajutor, te rog frumos. Tot timpul să aveți un telefon la voi, să sunați la poliție, ambulanță, orice, nu contează dacă vedeți un copil agresat, oricum ar fi el, verbal, lovit, cu lovituri, cu un alta, sunați la poliție. Nu stați filmați, nu e ok, uitați ce se poate întâmpla, îi faci pușcărie pentru ceva ce tu nu mai stai acolo și ai filmat. El l-a omorât, l-a înjunghiat și l-a omorât. Îmi pare rău că să ajunge la chestii de genul și asta întreaga lume, nu numai aici, în România. Eu v-am lăsat. O zi frumoasă aveți și sper că ați înțeles ceva din acest mic videoclip pe care le-am făcut împreună cu mai multe persoane, să aducem un semnal de alarmă la ce se întâmplă, ce a fost și cum e acum. Salut! Nu, o zi frumoasă, nu știu cât de frumoasă poate să fie cu așa informație, dar...